you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la al doilea episod aici de Black Mesa. Data trecută pe aici am rămas și nu mai știu exact ce am făcut. M-am băgat eu prin geamurile astea pe aici și m-am întors, sau nu mai știu. Știu că parcă bubuise ceva, dar... ok, am nimerit fix la loading. Bun, de-abia intru în joc și direct loading screen, pentru că de ce nu? Lasă-mă și eu la cea să văd cât e, să nu fac un videoclip prea lung, că oricum în jocul ăsta nu știi când să te oprești, pentru că loading screen-urile apare la timp diferiți. Ăsta zace mort, HP nu pot să iau, hai de înainte atunci. Ia mă, ce e pe aici? Și ăla o să-i ridice de acolo, nu? Se pare că nu. Ok. Cred că ăla de acolo se miște. Nu pot să intru? Mai bine că nu pot. Bă, eu sigur nu am venit. Bă, eu pe aici am venit, stați. Stați că acum dau seama. Invers trebuie. Da, am luat-o în direcția greșită. Și acum iar loading? Nu. Ba da. Ok, am greșit direcția, frumos. Dacă ar fi să mă... Dacă eram șofer pe ambulanță, acum sigur murea pacientul până la destinație. Ok, înseamnă că pe aici a mers. Da, dar și aici a bubuit. Aha. Cred că... Da, asta bubuise atunci. Da, bubuise cutia aia de acolo. Uite niște armură. Ok, cade liftul. E, măcar am căzut în apă. Hai mă, ieși. Ok, cam mult fum, dar e ok. Avem ceva borș pe asta, dar e ok. Hai mă, mori. Ok. Hai să fiu atent pe aici totuși, că sunt cam periculoși ăștia cu headcrab. Ce a căzut asta în cap? Ma, l-am în cap altul. Ce-o fi pe acolo? Habar n-am. Hai în partea asta, la altă. Tiși căcaturile astea ce mă... A, păi stai că facem așa. Păi n-am jucat eu Half-Life 2 ca să știu ce trebuie să fac cu astea. Gat. Ați văzut? A, așa se face. Simplu. Dați-l pe G-Man. Hai dat. Ieși! Ok, cam ciudat animalul ăsta. Păi stai că pot să intru pe geam. Sau, da, pot să intru pe geam. Aha, HP. Perfect. Ok. Și ieșim tot pe geam. G-Man s-a dus în partea aia, hai de-a după el și nu G-Man dă pe ăla. Headcrab! Ok, ăsta e out, deschide ușa. Am o butelie și văd că nu pot să o folosesc, ușa asta este închisă. Bun, m-am umplut de borș pe mână. Ok. Nu știu ce căcat o face Valve asta, dar e ok. Oh, thank God. Și l-am omorât, bun. Poate nu trebuia să-l omor. Bă, cred că nu trebuia să-l omor pe ăla. Da, nu cred că trebuia să-l omor. Cine știe. Ce ai făcut, Ovidiule, măi? Ah, ba nu, e bine, e bine.
Pe aici s-a dus Jimen, hai dă-te pe el. Ok, hai să tragem și de valva asta. Haida, haida. Ah, văd că nu mai am borș. Pe asta acum, e ok. Deci, și dacă dau un altceva. Nici așa. Ceva îmi scapă. Ce ar trebui să fac? Aveți vreo idee? Să vine că trebuie să-l omor pe doctorul ăsta. Deci, probabil, să mă întorc? Oare? Dar nu cred că trebuie să mă întorc, adică na. Și pe aici am venit. Aha! Și asta, uite, acum s-au deschis ușile astea. Bă, dar nu-i îngheață-l ăsta, curu. Hai mă, poate sare headcrab-ul fix la asta. Ce ziceam? Hai că vreau să văd cum îl mănâncă pe headcrab. Hai că am vrut să fac asta. O să bubu... Buie, da, exact ce ziceam. Arunci tu cu butoaie în mine? Cred că mai bine plec de aici. Auci. Oh. Oh dear. I do believe I soiled myself. Ăla mă omoară, văd. Ok. Nu, nu, nu. Ne, rău. Băiat, băiat. Câine rău sau ce căcat o fi ăla. Bun, au ce ăsta. Ce vrei mă și tu? Te dracu, mori! Bă, da, fix în canale și-au găsit ăștia să vină. Aici am venit? Cred că da. Bine că pot să-i omor pe ăștia. Hai atunci să mă mai plimb. Ce-ai închis? Deci pe lumina asta roșie e stricată scara. Bine că pot să-i omor pe ăștia. Ok, stăm. Aha! Să curgă mai multă apă? Mă, trebuie să învârte valva asta. Deja mă doare degetul dacă țin pe mouse. Gata, bun. Da, și crește nivelul apei. Și scara asta de aici. Hai, urcă-mă apa handicapată. Ok, că l-am aruncat mișto pe ăsta. HP! Perfect! Pică din tavan, nu-i bine. Am un butoi! Și nu știu să-l folosesc. Loading, ok. Nici nu m-am uitat la cea să văd cât e. Hai că mai filmez vreo 10 minute să nu iasă prea lung videoclipul. Am văzut că vă place seria asta, deci cel puțin primul episod. Efectiv a rupt gura târgului. Să sperăm că și episodul ăsta o să prindă. Ok, și acum încotro trebuie să merg, că nu știu.
Aici nu. Ce nu pornește? Ceva scapă. Tot pe sus trebuie să mă duc. Dar cum? Geamul. Nu-l pot sparge. Asta nu cred că pot să umblu. Nici așa. Păi și atunci ce trebuie să fac? Asta nu... pornește. Trebuie să omor un headcrab sau... ceva ce-mi scapă. Înseamnă că trebuie să mă bag prin burlanul ăla. Nu pot? Ba, pot. Și becul văd că nu-l pot sparge. Și acum să-mi vină niște dragi din aia, ca în Far Cry 1. Văd că lanterna nu se temne, e bine. Am FPS-uri aici cu tona, măcar jocul ăsta să nu frameze. În puii mei, Half-Life 1, cu grafică de 2, cât... câte... resurse se poate mânca. Bine că jocul ăsta nu e horror, că dacă apărea acum un jumpscare, eu efectiv făceam infarct și muream în direct și în reloare. Uuu, avem un pistol. Ăla-i tate. A, e mort ăsta. Is închis. Ăsta e gol. Păi și eu acum... HP. Măcar HP să găsesc și eu. La fix. Bă, deci la... geamul nu-l poți... sparge. Pe aici e vreun buton, ceva. Ce că... aha. Ușa asta mi-a deschis. Și acum mă duc pe aici, cred. Ok, și o să vină headcrab mulți după mine, încât îmi amintesc. Pe când jucam Half-Life 1. Am jucat foarte puțin Half-Life 1, deci să nu credeți că știu tot jocul cu setemne și... exact ce ziceam! Mori! Ok, încerc să mă apăr cumva, nu prea am gloanțe, nu-i bine. Mă, câți vin! Bă, nu mai stăiți așa în ultimul hal după mine. Hai că m-am pus bine. Mai vin? Mai vin 2, 3, 4, 5, câți dracu veniți? Deci să înțeleg că ăștia o să sară pe lângă mine, hai că e bine. Bă, aș vrea și o să am unde stai companie. Ce mișto ar fi să ai un headcrab. Te enervează că ar va pui headcrab-ul pe el? Ce ți văd, dracu? Care mai mișcă? Bă, dar ăștia zici că sunt căpușe. Da, dacă vine sfârșitul lumii, vorba lui Codrin. Ai nevoie de un crossbar de ăsta rangă și ai scăpat. Dă încă o gloanță de pistol, du-te, dracu. Hai, încarcă. 17, ai că bine, să înțeleg că este un fel de gloc. Să mai verific pe aici dacă mai avem muniții ceva. Era balconul ăsta, poate trebuia să mă duc pe acolo. Să sar acolo. Cine știe, poate era ceva secret area, mai știi? Alt ăsta. Ușa asta nu se... deci să înțeleg că pe aici trebuie să merg. Hai, dăm cu a pistolul. Că... se cam îngurașă. Uuu, ce-a bubuit ăla. Nu, 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 nu. Jos pare a fi apă. Presupun că ar fi o idee bună să sar sau să mă... YOLO. Bingo, am sărit bine. Nu! Deci să înțeleg că nu asta trebuia să fac, să sar în apă. Și n-am cum să sar până acolo. Dar am sărit în apă, n-a fost o idee bună. Hai să caut alt drum pe undeva pe aici. O altă ușă. Nu mi se deschide.
Aha, stai că avem aici și niște HP. Fă-te full, ok. Ușa asta nu se deschide și a mai rămas ultima alternativă, drumul ăsta. Cum să fac aici? Nu se dă ce. Vine apa asta în sus. Și pe desubt nu mă pot băga. Ce facem? Scapă iarăși. Deci, ușa asta nu merge și în apă nu cred că trebuie să sar pe acolo. Aici nu. Poate să ajung pe sus, pe acolo. Dar oarecum? Ia să încerc așa. Și apoi? Nu trebuie să împușc asta? Nu. Scapă, pe acolo cred că trebuie să merg. Nu, deci chiar nu știu ce trebuie să fac pe aici. Nu e soluție bună să mă arunc în apă. Aha. Trebuie să fii foarte atent în jocul ăsta. Mă gândeam eu că nu degeaba puneau ăștia headcrab-ul acolo. Hai să nu mă arunc pe acolo, să merg pe aici prin conductă. Bun, hai că am acționat foarte bine aici. Aș niște mesaje pe WhatsApp, dar nu stau să răspund acum. Hai mă încarc câte mai repede. Hai că joc până la următorul loading și... A, e o elice de ventilație, credeam că... A, și tot pe aici ajungem. Ok, deci cam același drum a fost. Aici pe da, e bine că mă pot juca cu el. Ce se bat animalele astea pe acolo. Bun. Nu cred că e o idee bună să merg pe acolo. Presupun, na. Aha, butoaie explozive prin partea aia. Dar nu se duce lângă ele. Și o aruncătoare de partea naibii. Hai că l-am omorât până la urmă. Și tot primesc mesaj pe WhatsApp, perfect. A, nici nu trebuia să stau să-l omor pe ăla, trebuia doar să merg pe aici. Scară, opa! Nu pot să omor gândacii. Da, ce, stau ăștia să-i împușc? Și mai au și butoile astea explozive pe aici. Ziceam că o bubuie asta. Ai grijă că pe aici poate fi orice.
Doar atât? Ok, ai pus carul. Mergem și mai sus. Ușa închisă. Hop. Hop. Și m-am dus, dracu. Da, m-am lecat de acolo. Văd că aici mai e chestie de echilibru, să nu cazi și astea. Interesant. Aș putea să mă pun pe bara aia, ar fi perfect. Hai să stau un pic înainte de a sări și da. Ok, îmi place parkour-ul foarte mult. V-am mai spus asta? Cred că v-am spus și în videoclipul cu Deadpool. Mă rog, sigur am spus asta într-un clip cu Deadpool pe care urmează să-l posteze că final, dar nu știu când o să-l pun. Hop. A fost greu, n-am ce zice. Hai pe scară. Parcă mai trecut pe aici. Dar parcă ăștia, dacă îi tot loveam așa, se duceau naibii, sau nu mai știu. Ce animal de ăsta, că loveam prostie chiar și după ce a murit, efectiv dispărea. Și acum? Trebuie să mă întorc. Nu cred, sau... Trebuie să sar înapoi în apă? Nu înțeleg. Da, pe aici trebuie să merg. Hai, vină cu a, hai! Ok. Aha, uite un lift. Bun, și am luat liftul. Ok, hai că încheiem aici că... Cred că ajunge cât am filmat, văd că am fost și tot contactat pe WhatsApp, am primit mesaje de așa. Mereu trebuie să primesc mesaje și să fiu sunat numai și numai când fac... mi-a dat gloanțe. Interesant. Bun, hai că încheiem aici. Eu sper că v-a plăcut și acest episod de Black Mesa, Half-Life 1, cum vreți să-i spunem. Vechea poveste, dați câte un cap în gură. Butonul de sub videoclip și cam atât. Până data viitoare, ciao les!